Un copac de 2 metri a căzut peste 3 copii care au ieșit la săniuș. Incidentul s-a produs într-o curte de pe strada Hristobotev din sectorul botanic al capitalei. În urma acestuia, un copil de 9 ani a fost transportat la spital, iar ceilalți doi s-au ales doar cu o sperietură zdravănă, contactat telefonic de postul de televiziune One TV. Șeful serviciului de presă al întreprinderii municipale Spații Verzi, Victor Nichituș, ne-a spus că arborele s-a prăbușit din cauza precipitațiilor. După amiază, în spatele unui bloc de locuințe de pe strada Hristobotev din sectorul botanic al municipiului Chișinău, un copac îngreunat de zăpadă căzută de peste el și din cauza precipitațiilor căzute în noaptea precedentă, s-a prăbușit peste niște copii. Este vorba de faptul că copiii care se jucau în acel loc nu au fost atenți, copiii s-au ales cu o sperietură zdravănă, iar unul dintre copii, din datele pe care le avem, s-a ales cu o fractură a mâinii. Părinții sunt îndemnați să nu lase copiii nesupravegheați. Populația să dea dovadă de foarte multă atenție vis-a-vis de faptul că în urma precipitațiilor abundente căzute în municipiul Chișinău, copacii au posibilitate să cadă datorită faptului că sunt îngreunați de atâta zăpadă. Echipele acestea au fost suplimentate. Ne ocupăm în acest moment cu crearea de drumuri prin parcuri pentru a ajunge cel mai aproape de stațiile de autobuz, pe căile de transport municipal. Cazul este cercetat de poliție.